doare când se șer vara la soare, dorule. Când îi zâge sărbătoare, îs ușoară ca o floare, dorule. Când e vremea lucrului, vine boala trupului, tra-da-da-da-da-da-da-da. Sarțese pânza-n baltă, fără iță, fără spată, dorule. Fără leac de suveicuță, aștețese la pânzuță, dorule. Suveica și ițele, tu mănâncă zilele, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Vedește-te, nevastă, că moartea îi la fereastă, dorule. Băi, eu nu mă-i spovedi, chiar și-n casă de-a venit, dorule. Că eu când mă-i spovedi, șapte pot mi-or trebui, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Șapte pot din șapte sate să mă ierte de păcate, tra-l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 a. Felicitări, felicitări. Madalina, lângă mine, că n-ai fost de mult lângă mine, acum nu te-am mai văzut, să ne spui în ultima perioadă pe unde ai umblat. Luăm și telefonul, că nu te-am prea văzut pe la cercul militar. Alo? Alo? Bună seara! Alo? Bună seara, vă ascultăm! Nu vă aud. Noi vă auzim. Dumneavoastră mă auziți? Da. Bună seara, sunt și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Sunt bunica lui Ionela Bodiu și a lui Georgian Scridon. Ia, să ridicați mânuța. Mânuța, să vă... A, așa. La mulți ani, doamna Cornelia. Mulțumim frumos. Să fiți sănătoasă, să vă puteți ocupa de copii. Mulțumim. Mulți, mulți ani. Mulțumim, să dai Dumnezeu. Să fiți sănătoasă. Și dumneavoastră să vă mulțumim. Puteți ocupa de ei. Doamne ajută! O seară frumoasă! Mulțumesc! Copiii de unde-s? Deloc. Rădăcini. De la Mititei. De la Mititei. Da. Vin telefoane după telefoane până la următorul telefon. Adevărat că am iat. Ești o domnișoară de liceu acum, cred. Da. Te vedem mai rar. Da. În ce an ai venit tu la Casa Armatei? Băi, dar nu mai știu. Acum. 3-4 ani. La 5 ani? De 5 ani. Aproximativ 5 ani. Cam cum e Maria Pop? Cam așa era de mare. Poftim? Cam așa era. Cum e cu Maria? Așa era în urmă cu 5 ani Mădălina. Și uite ce domnișoară frumoasă s-a făcut. Așa să facă toți copiii frumoși de aici. O să crească mari și o să... Și să nu uitați de noi. No, să nu uitați de noi. Atâta le trebuie. Măcar să ne dați bună ziua la bătrâneață când om fi și noi acolo. Și un pahar de apă. Doamna Cornelia, vă mai spun atât la mulți ani. Mulțumesc. Vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Mulțumesc din suflet pentru urări și pentru și pentru flori, surprize. Pentru tor, pentru surprize. Îi mulțumesc și la bunica, la tanti Ioana, care o numim noi și regizorul nostru de platou, de pentru platou. Că ea s-a ocupat întotdeauna, de când a venit Mădălina la cercul militar, în Pudoinița, peste tot ne-a însoțit. Dar și nu, la recunoaștem, Paporit, nu recunoaștem și că regizor costă, trebuie să și-o plătim. Regizorii să plătim fonduri, nu mai este acum, e criza. Alo? O plătim, îi dăm ouă. Adevărat că am viat. Nu mă numesc Andrei Adean, sunt vecin cu Nicușor Olteanu. Nicușor! Unde nu te mai într-o parte să te... A, așa. Și doamna Cornelie, multă putere înainte. Mulțumim frumos, vă mulțumim din suflet. N-aveți pentru ce, o seară frumoasă. Ne ajută. O seară frumoasă. Elevă în clasa... 9. Unde? La electro. La electro, la ce profil? Economic. Economic? Da. Tu numeri banii ce face tata, pădurarul. Da, da. Trebuie și un contabil. Număr amenzile care le dă tata, nu? Da. Te ascultam. Tu ce ne-ai pregătit, Mădălina, mai știi? Codul de frunză rotată și prin pădurea de stejar. Așa, ăsta cu pădurea îmi place mie, cu acolo, cu căprioarele, cu izvorul. Mai avem un telefon. Luăm telefonul după care cântăm. Alo? Alo? Vă ascultăm, bună seara! Bună seara și Hristos a înviat pentru doamna Cornelia Arhidean. Adevărat că a înviat. Și pentru toți invitații dumneai ei.
Sunt Crina Pop de la Vecitei. Te-am recunoscut, Crinuța. Și doresc multă sănătate, mulți ani de muncă. Mulțumesc. Cât se poate mai frumos. Mulțumesc. Și să-i dea Dumnezeu putere de muncă, să facă toți copiii fericiți, să ducă la fel de bine portul tradițional mai departe. Și toate cele bune și dânse și domnului Florin Alcudean. Mulțumim, Crina, mulțumim de mesajele de Paști. Vă dorim toate cele bune și să știi că n-am uitat de ce mi-ai promis. Eu am sunat pentru că doamna Cornelia Crian pentru mine a fost ca și maică mea. Am iubit de tare mult, a fost și invitată la nunta mea. Anul trecut se împlinește un an. Aveți un an de căsătorie. Să vă dai Dumnezeu fericire și multe bucurii și să vă dai Dumnezeu un bebe. Să-l aduceți aici la grupul Doinița. Da. Vă doresc multă sănătate. Mulțumim. Și spor în tot ceea ce faceți. Doamne ajută, toate cele bune. Mulțumim, o seară frumoasă. Până ne vine ceterașul, că am înțeles că a plecat pe nu știu unde, ceterașul lui Madalina. Da. Vreau să mai vorbim un pic despre copii, despre grupul Doinița. Să-mi spuneți dacă sunt ascultători, dacă sunt cuminți. Acum sunt cuminți în seara sunt asta. Sunt foarte cuminți. Am să-i prezint pe cei care nu au fost, care nu și-au auzit numele. Cea mai nouă este Florina. Florina e de pe Bârgău. De pe Bârgău, așa. Da. Florina Bălan. De asemenea, spui tu numele de acolo? Adina. Adina Bojor și ea este mai nou venită la grupul Doinița. Deci noi vedem pe toți de aici. Ioana Măgherușan, ea este și cântăreață și dansatoare. Pe Maria Pop, ea este de la Monari. Ea este Cristina. Cine n-a fost prezentată? Aici e Camelia, am prezentat-o, Camelia Bojor. Pe Răzvan Tăuaș, așa l-am prezentat. Aici ai Lucica, spune celălalt nume, Lucica. Lucica Mihoc și ea este mai cam de vreun an. Sunt cele două surori frumoase care au cântat pentru mămica lor. Pe cine n-am prezentat? Ridicați mâna, care nu a fost prezentat? Să-i prezentăm, da, pe toți. Ionela Bodiu. Ionela Bodiu și cu... Nu vă vedem de aici, mai departe. Mai este acolo Larisa Ilieș. Și ea este mai nouă. Cine nu mai a fost pe acolo? Deci toți copilașii de la grupul Doinița. Și mai sunt încă. Care în această seară nu sunt. Da, da. Luăm telefonul, după care a venit ceterașul și cântăm. Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă numesc Gabor. O cunosc pe Cornelia de foarte mulți ani. Cornelia, cred că știi, de când mi-a fost eleva. Bună seara, doamna profesoară. Să română, doamna profesor. O scumpă a fost, talentată, mă mândresc cu ea. Și? De altfel am prieteni care atunci când cânta, mă sunau și îmi spuneau, vezi că-ți cântă Ardeleanca. Da. Nu cumva să pierd. Și noi ne mândrim cu dumneavoastră, să știți, da, toată lumea. Te felicit din suflet. Mulțumesc. Pentru tot ce faci. Faci lucruri minunate cu acești copilași care sunt de-a dreptul niște îngerași. Vă mulțumesc. Te felicit din suflet. Mulțumesc. Iar pentru Minuț, îmi permit să-i spun așa, este un scump și face niște emisiuni frumoase și îl felicit pentru că valorifică tradiția populară și în special din județul nostru. Suntem foarte bogați. Avem foarte mulți cântăreți, avem foarte mulți copii care, uite, sunt în fața noastră, tineri, talentați și în emisiunile acestea, într-adevăr, sunt puși în valoare. Și n-am decât cuvinte de laudă. Vă doresc sănătate, Cornelia, la mulți ani. Mulțumesc! De mult a fost! În 20 martie! Nu-i nimica! Poate fi la valoarea ta